Dimineața, așa dimineața am venit la Botaric, la serviciu, la azilul de bătrâni lucrez, bucătar și nu știu de seară cum a să fie și de atâta am venit de dimineață să votez, să fie un primar bun și cu succes Cimișlea. Cimișlea e frumoasă, să ne mândrim și sănătate și succes la primar care să-l aleg. Aștept votul să fie mai... Un oraș mai frumos, mai luminos. Din Cimișlie, la Casa de Cultură. La ora 7 a fost intonat imnul de stat. După aceea am deschis ușile și s-a început, adică, procedura de votare. Până la moment avem câțiva oameni deja. Dar mai mult o să fie undeva după ora 9, 10, până la masă mai mulți vin. Pe ori după masă așa mai încet vin lumea. Așa că până când îi înțeleg și pe oameni că ei cred că mai odihnesc până când. Cât sunt înregistrați pe liste? Avem 1526 pe liste. Sectorul 11/2 este cel mai mare sector unde sunt pe liste cel mai mulți alegători. 1526 de oameni. Vă rog să ne spuneți de ce ați venit de dimineață la votare. Dimineața mă duc să schimb băiatul să vii și el la votare, eu mă duc la serviciu, de atâta nu așa dimineață. La ce vă așteptați? Ați votat? Așteptăm poate la ceva mai binișor. Nu știu, tragem nădejde, trăim numai cu nădejde. Asta e. Așteptăm la ceva mai bună, cred că să fie ceva mai bună, să alegem
A să vedem, da, muxa să fibă. Dorim, sperăm că să fibă toate cele bune. Da, și în sectorul de trăiești dumneavoastră, ce e cel mai principal, ce probleme aveți? Păi, să și probleme poate să fibă. Să dăie Dumnezeu să fibă tot normal și sperăm la toate cele bune. Asta e principalul. Bună ziua! Vă duci la votare? Și la ce vă așteptați de la... Stați, o secundă, da. La ce vă așteptați de la votul ăsta? Ce e mai bun. Deci, la ce vă așteptați de la aceste alegeri? Schimbări. Și pot să vă spun, schimbări. La dimiții, la școlile. Tot pentru viitorul nostru. Păi la copii. În sectorul unde locuiți dumneavoastră? Tot la fel, drumurile, școli, la dimiții. Bună ziua! Vă duceți astăzi la vot? De-am a fost. Ați fost, da? Da, de și ne spuneți, vă rog, iată, părerea dumneavoastră, astăzi alegem puterea locală. Dar nu știu de ce în buletin nu a pus o piciată. Până acum a pun eu câte o piciată, dar cum nu a fost? Noi numai să vă întrebăm dacă vă duceți la alegeri și la ce vă așteptați. Nu ne ducem, din cauza că a fost partidul fals. Aha, și nu vă duci la alegeri? Nu. Nu, deloc. Tată, domnul dat întrebări. Da? Nu e dacă vă golosuvați pe ăsta, ce? Candidată? Nu știu. Bă, cine să ne ducem? Trebuie să ne ducem. Așa, dar la ce vă așteptați atât să alegeri locale și așteptăm unde trăiți dumneavoastră? Așteptăm și noi Vaghenes și... Da, poate... unde trăiți dumneavoastră, poate? Trebuie să fac ceva sau a făcut? A fost domnul primar și am arătat, i-am lămurit. Fășesc drumul măcar dacă ceva, altceva. A să vedem ce a să primească. A să ne ducem, mă duc la Sfânta Biserică și după mă duc la votare. Trebuie de dus. Altfel. Tom Biroan ne pus pentru gunoi și ne le-a luat pe șelea și îmblăm cu gunoiul încolo încoașe. Nu ne-a ajutat nimeni cu nimic. Dar drumul? Dar drumul e câte, lasă de ei să vadă, că e râpă. Se face râpă, e că șase noaptea s-ar o plouat și-o mânat în vale tot gunoiul din deasă. Și credeți că care să-i alegi să-ți fac? Nu știu, cine să-l alegem că-ți fac lucruri și ce-i bine aici. Cred că nu-mi dovedește omul să facă într-o sezon, oricât, eu nu știu ce să zic, dar nu face nimic. Ne așteptăm la, nu știu, timpul mai bun, nu să vă lămăresc, pentru că eu acum sunt venit din psihotare și am auzit că sunt alegeri și am venit, pentru că trăim în zona asta, am venit la alegeri. Eu aș vota, cum, sigur ceva schimbări ceva. Poate și mai bine cum a fost. Știți cum e viața asta a omului. Că... Da, iată, în sectorul unde trăiți dumneavoastră, și schimbări așteptați? Unde trăiți? Strada? Strada se fac asta, poate face asta, cum e și canalizarea. Când nu avem canalizare, nu avem asta, ce stare greu. Ce vă așteptați la alegerile astea? Unde locuiți și poate... Mir, e zdărăvă. Nu, mă. Nu. Așa, voi nu... E nada, ies voi na crugom. Mulțumesc. Noi sperăm la mai bine, știți cum e. Dorim totdeauna mai bine să fie chiar și în raioane, în sate, adică să
avem una și la mână și stres mai buni, că vedeți că chiar și cu mașinile astea le distrugem. Adică, de exemplu, eu sunt taxist. Când ne întrebăm, de exemplu, raionul Cimșlea, sunt de ca, am mers mai făcut vreo două, dar este chiar Mihai, strada Mihai Viteazu și altele străzi, apoi când intre acolo, Doamne ferește, dacă vă uitați, uitați dacă și mașină în biou pe teritoriul Cimșlie, dar na, ne bucurăm la ceea ce e mai bun, dar oricum și salariile mai bune și lumea ca să fie, adică să nu mai plece și otare, să retragă încet și ușor toată lumea acasă, asta ne dorim. De la aceste alegeri mă aștept ca să ne construiască și nou, să ne facă un drum. Trăiesc pe strada Traian. Nu avem tomberoane de pus gunoiul, menager. Toate sunt puse la loc. Plastică, sticlă, carton. Acolo unde ele se duc, e un dezastru. Ce lăsăm noi copiilor noștri? Lăsăm toate impuritățile astea, pământul nostru care este un pământ de aur, cum o să-l folosească ei? Vini, ducem să votăm și apoi. La ce vă așteptați, iată vă? Păi ne așteptăm la bine. Da, dacă nu cu... sunteți bine, mai trăiți de-aia. Da, mulțumim.